Elevii și cadrele didactice de la școala gimnazială Simion Bărnuțu din Salău au fost astăzi în sărbătoare. Ele au marcat împlinirea a 70 de ani de când prestigioasa unitate de învățământ poartă numele marelui om politic sălășan și unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania, Simion Bărnuțu. Cu acest prilej, conducerea școlii a pregătit o festivitate ce s-a desfășurat în clădirea Transilvania. La intrarea în sală, cei prezenți au putut asista la un mini-concert susținut de fanfara Promenada. Despre importanța acestui moment a vorbit directorul acestei instituții, Daniel Ardelean. Pot să afirm un lucru care m-a încântat în mod deosebit. În urmă cu 2 săptămâni am deschis catalogul școlii și deschizând acel catalog am rememorat momentele frumoase petrecute de-a lungul anilor în școală. Cu plăcută surprindere, am constatat astăzi că toți dascălii școlii noastre au răspuns prezent activității de astăzi. La împlinirea celor 70 de ani de la înființarea școlii, unitatea de învățământ a îmbrăcat straie de sărbătoare. Au luat parte la acest moment festiv cadrele didactice ale școlii, foste și actuale, reprezentanții ai generațiilor de elevi care au învățat aici și nu în ultimul rând oficialități locale și județene. Atunci când vorbim de vârsta unei școli, cred că sunt puține situațiile în care facem niște calcule. Am făcut o socoteală și mi-a ieșit că prin această școală sau în această școală au învățat un număr mare de tineri, de copii. Ei ar putea fi chiar membrii unei comunități de mărimea unui oraș mijlociu. Astăzi suntem împreună iată pentru a sărbători o instituție în care se face educație. O școală a cărui nume este Simion Bărnuțu, personalitate marcantă a istoriei noastre, care a marcat profund și irreversibil istoria României de la 1848 încoace. Înființată la sfârșitul secolului al XIX-lea, instituția a funcționat de-a lungul vremii sub diferite denumiri. Școala mixtă, școala de fete, liceul mixt, școala numărul 1, pentru ca începând cu anul 1947, la inițiativa unui grup de profesori și părinți să primească numele marelui cărturar și om politic sălăjan, ideologist, pașoptist, transilvanian Simion Bărnuțu, născut în localitatea Bocșa.